tuturor! Astăzi filmez pentru voi un videoclip pe care nu cred că l-am mai filmat de vreo 3 ani sau chiar mai bine de atât. În ultima perioadă, la fiecare videoclip pe care l-am încărcat au fost cel puțin 2-3 comentarii în care ați solicitat acest videoclip. Așa că iată, astăzi, după cum se poate vedea încă din titlu, o să filmez pentru voi colecția mea de machiaj. Iar înainte de lucrul acesta vreau să vă fac o mică mențiune. Recent mi-am făcut curat în colecția mea de make-up, așa că am dat la o parte multe produse, unele care nu mai erau în termen, altele pe care pur și simplu nu le mai foloseam, așa că am preferat să le dau sau să le vând. Deci colecția mea pot să zic că s-a redus destul de mult, dar vă garantez că o să aveți ce să vedeți astăzi, pentru că sunt conștientă că toate aceste produse sunt destul de multe pentru o singură persoană. Dar hei, vă reamintesc că eu sunt pasionată de make-up, de produse, îmi place să încerc cât mai multe texturi, cât mai multe nuanțe, așa că vă dați seama că trebuie să am și o colecție pe măsură, nu? Iar acum, trecând de acest intro, haide să ne băgăm năsucul prin dulăpiorul de acolo, pentru că ne așteaptă cu mare drag. De data aceasta puteți observa că mi-am depozitat produsele de make-up în altceva, și anume în dulăpirul acesta pe care l-am de la Ikea, iar dacă mai găsesc pe site-ul lor acest produs, o să vă las direct link-ul în descrierea videoclipului, în cazul în care vă interesează. Este un dulăpior pe care îl folosește cam majoritatea persoanelor care colecționează produse de make-up și nu numai, și pentru mine a devenit foarte, foarte util în momentul în care l-am luat și am fost și mai organizată. Vă rog să excludeți aceste genți din partea asta, pentru că v-am spus că sunt nebunită după genți și nu mă aștept până să le mai depozitez, dar astăzi vorbim despre make-up și o să vorbim cam despre 5 sertărașe din aceste înguste, deci nu despre toate pe care le vedem aici, pentru că cele care sunt mai late sunt sertare în care nu se află produse de make-up, ci produse pentru unghii, pentru păr, corp, deci n-are nicio relevanță să vi le arăt astăzi. Deci haideți să vedem acum ce se află în aceste sertărașe de make-up, dar întâi de toate începem cu începutul, și anume ce se află pe acest dulăpior. Cred că întâi de toate o să vă arăt pensulele. După cum puteți observa, le-am depozitat altfel. Am luat aceste recipiente din sticlă și pe unele le-am luat ori de la Jumbo, ori de la Pepco. Iar aici, în primul borcanaj, am pensulele pe care le folosesc eu în mod normal atunci când vreau să-mi realizez un machiaj. Chiar sunt niște pensule esențiale pentru mine, deci de aceea țin aceste pensule aici în față, iar în spatele ei este un recipient tot ca acela, numai că pensulele acestea sunt la fel tot pentru ochii, doar că ele sunt folosite atunci când vreau să fac ceva mai mult la un machiaj sau am nevoie de mai multe pensule. Iar aici în spate am un borcan mare. Țin pensulele pentru față, dar pensulele pe care le folosesc cam în fiecare zi, și am tot felul de pensule de pudră, am pensule de la Oriflame, care plac foarte mult pentru că sunt super fine, de la Real Techniques, bineînțeles, au rămas unele dintre preferatele mele, au rezistat super, super mult. Altele am și de la Elf, pe care chiar le recomand. Am și de la brandul acesta, care nu mai știu cum se numește. Deci cam astea sunt pensulele pe care le folosesc eu așa în mare parte. Nu știu ce să vă spun mai mult acum despre ele. În spate am pensulele pe care nu le folosesc în mod normal. Sunt o groază, unele dintre ele nici n-am apucat să le mai sortez sau ceva, sau să le curăț, pentru că v-am zis, nu prea le folosesc. Apelez la ele destul de rar, dar sunt tot la fel pensule de la Elf, de la Real Techniques și așa mai departe. Acela a fost un recipient mai mare, iar acesta este un recipient mai mic, în care la fel am pensule care nu sunt folosite în fiecare zi. De asemenea, aici țin și pensetele și lucrurile cu care îmi fac eu sprâncenele. Iar recipientele acestea, din câte mi-amintesc, cred că le-am luat din Jumbo, le găsiți la secțiunea de grădinării. După cum se vede aici în fața, am un suport pentru rujuri, cred că tot de la Jumbo l-am. Aici în față am colecția nouă de rujuri din gama The One, v-am spus că îmi place mult, așa că le țin aici în față ca să le folosesc mai des, iar în spate sunt rujurile Master Creation, tot de la Oriflame, din gama Jordani Gold, și acestea două nu au mai încăput aici, deci de aceea le țin acolo separat, și sunt două nude-uri pe care le folosesc destul de des. Iar aici în față am doi bureței pe care îi folosesc în momentul de față. Nu-mi place să mântăresc foarte mulți bureței, prefer să-i consum pe unii și apoi să desfac alții noi, și le-am pe cel la Real Techniques și pe cel de la Oriflame, unii dintre preferații mei. Iar aici în spate am câteva rujuri lichide de la The Body Shop, Sephora, de la Too Faced, și am multe rujuri mate din acestea din gama The One. Sunt rujurile din gama Super Matte, pentru că îmi plac foarte mult și le folosesc și pe ele, așa că le țin aici și am super, super multe. Ce mai am aici? Sprayul de fixare îl am, bineînțeles, pe Fix Plus de la MAC. Îl am și pe acesta de la Urban Decay All Nighter, care cred că este într-o variantă veche. Îl am și pe cel de la Oriflame din gama The One, care la fel îmi place super mult.
mult. Ce mai am acolo în spate? Sunt două pensule de la Oriflame pe care le iau cu mine în călătorii și o am pe aceasta ca buchi, dar o am și pe aceasta de la Jordan in Gold, care este super practică pentru că vine așa și aici ai pensula și după aia poți să o strângi la loc. Am dat un pic la o parte acel suport ca să vedeți mai bine ce se află aici și îl trag aici în față. În primă linie stau rujurile de la Jordan in Gold, sunt aurii, sunt foarte frumoase și le folosesc de obicei. Le am din diferite game și nu știu, îmi plac super mult. Mai sus am Soft Matte Lip Cream-urile de la NYX, am rămas doar cu câteva nuanțe. Am aici apoi rujurile acelea mousse de la The One, care sunt o groază, dar mai am și rujuri lichide și mate de la NYX, din gama Lingerie, dar le am și pe acestea tot de la NYX, dar din altă gamă, dar am și un ruj negru. Am glossul acesta preferat de la Jordan in Gold, care îmi place super mult. Mai am două rujuri din acestea mate de la Milani, care sunt foarte, foarte frumoase, iar aici se află toate nuanțele mele de la rujurile mate de la Boysenberries, care sunt super faine și le pun aici pentru că le folosesc mai mereu, așa că trebuie să le am la îndemână. Deci rujurile acestea și cele din celălalt suport sunt rujuri pe care le folosesc eu în mod normal. Aici, în acest recipient, am numai și numai creioanele de buze. Sunt de la Jordan in Gold, din gama The One, Boysenberries, NYX. Iar aici se mai află un suport micus de rujulețe pe care cred că tot din Jumbo l-am luat, unde am rujurile mele preferate de la Oriflame și anume cele lichide din gama Jordani, dar și minunățiile acestea de la MAC, care îmi plac super mult, sunt cele din gama Retro Matte, ceva de genul, dar și niște rujuri clasice mate de la MAC, la fel, care îmi plac foarte tare, așa că de aceea le țin aici sus ca să pot să le folosesc mai des. Iar ceea ce era în spate am adus în față și anume suportul acesta frumos pe care l-am de la Pepco, în care se află paletele pe care eu le folosesc în mod normal și am paleta aceasta de iluminatoare de la Slick, cred că o știe toată lumea. Am paleta Chocolate Gold de la Too Faced, care este genială din punctul meu de vedere. O am pe frumoșica aceasta, Naked Sherry de la Urban Decay. Este una dintre paletele mele preferate, chiar o ador. O paletă după care am murit în momentul în care s-a lansat este Gingerbread Spice de la Too Faced, pentru că uitați și voi ce nuanțe are, efectiv este superbă. Revenind la Urban Decay, bineînțeles că am și Naked Heat pentru că mie îmi plac foarte mult nuanțele care sunt calde și așa arată paleta în interior, dacă nu o știți, dar cred că nu există persoană care să nu știe paleta asta. Am și o paletă destul de bătrânică și anume Naked 3, dar încă îmi place, chiar mi se par speciale nuanțele din această paletă. E o paletă bazată mai mult pe nuanțe de roz. O am și pe sora ei, pe Naked 2, care este o paletă cu subton rece. Nu am folosit-o cine știe ce. Iar în spate am paletele mele de la Anastasia. Prima este Modern Renaissance, pe care am folosit-o abuziv, îmi place foarte, foarte mult. Iar cea de-a doua pe care o am de la Anastasia este una dintre paletele mele preferate, fără de care nu cred că aș putea să trăiesc, anume Soft Glam. Uitați cât de folosită este, mie mi se pare genială paleta asta și nu am cum să renunț vreodată la ea. Iar acum mergem deja la primul sertar și anume la cel unde se află produsele de bază pentru realizarea unui machiaj al feței, pentru că am aici fundurile de ten, bazele de machiaj, alți bureței pe care i-am acolo undeva în spate, dar și pudre și, bineînțeles, corectoare. Coșulețele acestea albe, în cazul în care o să mă întrebați, le am din Jumbo, din câte mi-amintesc, și într-unul am pus numai fundurile de ten de la Oriflame, iar în celălalt am pus restul fundurilor de ten. Și haideți să începem frumos de la stânga la dreapta, zic eu. Am, în primul rând, fondul acesta de ten de la MAC, Studio Fix Fluid, care îmi place foarte mult. Apoi am fondul acesta de la The Body Shop, cel mat, care îmi place foarte mult și v-am vorbit despre el, dar este pe terminate. Pe terminate este și Double Wear de la Estée Lauder, iar pompița am luat-o de la MAC și am pus-o la acest fond de ten pentru că el nu vine cu pompiță. Am fondul acesta de ten de la Dermacol, pe care nu-l folosesc ca și fond de ten, îl folosesc mai degrabă ca și corector și îmi place mult, care are acoperire foarte mare. Apoi l-am pe acesta de la Boysenberries, care îmi place foarte, foarte mult pentru că are acoperire mare și dă super bine pe cameră. Și în acest coșuleț am și produsele acestea pentru deschiderea sau închiderea fondului de ten. Sunt de la The Body Shop și v-am mai vorbit eu despre ele. Și mai am un fond de ten micuț, de fapt este o mostră de la un fond de ten de la Givenchy, nu am folosit-o încă, dar nu știu de ce o mai țin aici, dar în fine. Iar în acest coșuleț, după cum am zis, le am pe cele de la Oriflame și le am pe acesta Master Creation, care este unul dintre preferatele mele. Tot din gama Jordan in Gold le am pe acestea două, acesta este cel anti-îmbătrânire, iar acesta este cel cu minerare, long wear, și v-am mai vorbit și despre ele, dacă mă urmăriți
știți că îmi plac. Îl am și pe acesta de la The One, se numește Illu Skin Aqua Boost. Din păcate l-am luat într-o nuanță prea deschisă și nu prea apuc să-l folosesc, trebuie să stau de fiecare dată să-l combin cu altceva, dar el așa ca produs este ok pentru că e și hidratant. Iar unul dintre preferatele mele este bineînțeles acesta din gama The One, cel Everlasting Extreme. Acesta are o acoperire foarte mare și chiar este super. Am scos coșulețele ca să pot să vă arăt și restul produselor, iar aici am pudrele pe care le folosesc. Am una de la MAC, una de la Jordan Ingol care e super bună, mai am una de la NYX pe care nu prea am mai folosit-o, una de la Boys & Berries, The One, pulbere care este pe terminate, aceasta care îmi place super mult, iar ca și corectoare îl am pe acesta de la Benefit, Boing, ce este super fine, îl am pe cel de la MAC, am și paleta aceasta de concealere de la The One, așa arată în cazul în care nu o știți, acesta care este un anticearcăn de la The One Everlasting, îl mai am pe acesta de la LA Girl Pro Concealer și ultimul concealer pe care l-am este acesta tot de la The One gama Everlasting, doar că este cel fără aplicator și pe el l-am recumpărat pentru că mi-a plăcut mult. Iar aici în spate mai am burețelul acesta de la Oriflame pe care încă nu am apucat să-l folosesc cine știe ce. Cred că l-am folosit de 2-3 ori și am zis să-l spăl și să-l pun în spate până mai reușesc eu să mai termin cu bureții pe care vi-am arătat inițial. Iar în partea aceasta, în acest colț, am bazele de machiaj. O am pe aceasta, Secret Pore Rich Balm de la Lioeli, care încă îmi place, dar nu mai folosesc atât de des. O am pe aceasta de la Benefit, care este super ușoară și matifiază tenul. Pe aceasta de la Becca, ce îmi place mult special pentru că oferă și luminozitate tenului. Aceasta de la Jordan Ingol, care are un side foarte frumos și dă o strălucire tenului. Pe aceasta de la The Body Shop, pe care nu prea o folosesc, sincer vă zic. O mai am și pe aceasta de la The One și mai am câteva mostre din acest micuțe de la o bază de la MAC, dar și alte mostre de la Sephora. Păstrez mostrele acestea pentru că de obicei le iau cu mine în călătorii și mi este mai simplu decât să iau un întreg recipient. Iar aici în spate am această cutiuță în care țin alți bureței pe care i-am eu. Beauty Blender-ul de la Real Techniques, de la Oriflame, pe care nu-i mai folosesc momentan sau pe care n-am apucat deloc să-i folosesc, dar o să le vină și lor rândul după ce mai termin cu cei pe care i-am deja. Deci acesta a fost primul sertar. Iar acum trecem la al doilea sertar, unde am produse pentru ochi. În primul coșuleț de aici, în acesta verde, am rimelurile mele. Unele sunt neîncepute, de obicei nu țin mai mult de 2 rimeluri deschise pentru că nu văd rostul și în momentul de față l-am deschis pe acesta de la Benefit, The Real, dar și pe acesta de la Jordan Ingol, Incredible Lake, dar nu știu de ce le țin în cutie, cred că din cauza că îmi place cutia. Iar în rest mai le am pe acestea din gama The One care sunt încă sigilate. În cel al doilea coșuleț am multe creioane, chiar am făcut o selecție și acestea sunt creioanele care mi-au rămas. Am multe, multe, multe din gama The One. Am aici și tușuri și creioane negre și din gama Giordani, bineînțeles. Am și creioanele acestea groase de la NYX, cele Jumbo, alte creioane groase de la Oriflame, spre exemplu acestea pe care le vedeți aici. Nu știu cum să fac să vi le arăt pe toate pentru că sunt destul de multe, iar aici mai am și câteva farduri mate pe care le folosesc pe post de bază de machiaj, dar și farduri cremoase cu care fac același lucru. Iar aici am monouri, le am pe acestea de la NYX, pe care le-am tot folosit. Am și fardurile pulbere aici, cum ar fi acesta de la MAC, acesta de la Makeup Forever care este duo chrome, acesta de la Oriflame dintr-o colecție ediție limitată, care și ele la fel sunt duo chrome și sunt foarte frumoase. Pe cele de la Sleek, care îmi plac super, super mult pentru că sunt foarte pigmentate. În această palețică mică de la The One am fardul acesta beige pe care îl folosesc pentru a seta baza de machiaj. Iar aici am farduri mono de la Oriflame din gama Colorbox. Am diferite nuanțe, iar atunci când plec undeva mi este mai simplu să iau, nu știu, o nuanță, 2-3 maxim dintre acestea. Iar aici în spate mai am diverse tușuri colorate, de exemplu cum sunt acestea de la NYX, care îmi plac super mult. Mai am și tușul acesta negru din gama Giordani cu sclipici. Aici am și câteva farduri mono de la The Body Shop, încă unul de la The Body Shop. Aici am niște palete mici, niște trio-uri din gama The One de la Oriflame. Nu prea se mai găsesc decât în anumite flyere, dar nu știu, mie îmi plac, sunt foarte frumoase și intense și cremoase. Și tot în acest coșuleț am și monourile din gama Jordan Ingol, fardurile care pot fi folosite atât cu pensula uscată cât și cu pensula umedă. Iar în acest coșuleț am și glitterele mele de la Glazer Visage, din câte mi-amintesc eu că se numește brand
brandul acesta, nu le folosesc foarte des, deci de aceea le țin acolo. Dar mai am și aceste glitere superbe de la NYX. Mai am pe aici un tuș de la Sephora, un Duraline de la Inglot pe care îl folosesc pentru a face produsele tip gel mult mai cremoase. Și am două șabloane din acestea de la Oriflame, sunt acelea care sunt foarte utile pentru a-ți face linia de tuș și am aici unul pe care încă nu l-am folosit și mai am unul care este deja folosit. Iar aici pe margini, pe lângă coșulețele acestea, am bazele de machiaj pentru ploape și am evident pe potul de la MAC pe care îl folosesk obsesiv. Mai am o bază mică de la Urban Decay, Primer Potion, mai am de la Too Faced Glitter Glue, ce este o bază foarte bună și intensifică fardurile, una de la Makeup Forever, una din gama The One, iar aici am și tușul meu gel preferat, cel de la NYX. Și mai în spate am șablonul pe care îl folosesc eu în momentul de față, ascuțitor pe care le țin eu pe acolo, iar în spate mai am niște gene false pe care nu prea le folosesc și ondulatoarele de gene, așa că de aceea le țin undeva pe acolo pitite. Trecem deja la al treilea septar, care pentru mine este septarul magic, pentru că el este cel cu paletele, bineînțeles. Hai să începem cu cele de aici din față. Le am în continuare pe cele micuțe de la Too Faced, Sugar Pop, care este paleta aceea mai colorată, dar o am și pe aceasta Natural Matte, îmi place foarte mult și în continuare o folosesc. Continuăm tot cu Too Faced și o am pe Sweet Peach, care este și ea foarte drăguță și o paletă așa primăvăratică, chiar de vară aș putea spune eu. O am și pe Chocolate Bon Bons, care este foarte bombonicioasă, după cum îi spune și numele. Aceasta este ea. Și bineînțeles că o am și pe cea faimoasă și originală și anume Chocolate Bar. Este o paletă destul de veche în colecția mea, nu prea mai folosit-o eu așa mult, dar în continuare îmi plac fardurile, îmi plac nuanțele. Am o paletă aici de la Kat Von D, Shade and Light, este o paletă 100% mată, este foarte pigmentată și cremoasă și îmi place mult, numai că trebuie să blendești puțin mai multicel la ea. Am paletele acestea micuțe de la The One, știu că vi le-am arătat într-un unboxing, aceea era cea cu culorile vibrante, iar aceasta este cea cu cele mai naturale, așa. Am o paletă și de la Giordani Gold, în continuare o folosesc, mai degrabă o iau în călătorii pentru că este mai micuță și are nuanțele acestea neutre. Am o paletă super drăguță de la Sephora, este plină de sclipici și îmi place mult. Nuanțele nu prea le-am folosit pentru că sunt într-un subton mai rece, dar îmi place mult ambalajul acestei palete, a fost într-o ediție de sărbătoare. Am paleta aceasta de la NYX, Warm Neutrals, îmi place super mult paleta asta și am folosit-o și pe ea, n-am folosit chiar toate nuanțele din ea, dar majoritatea. O paletă relativ nouă în colecția mea este aceasta de la Boys & Berries, New Delicious, cum îi spune și numele, este o paletă cu nuanțe neutre, nuanțe de maro. Pe partea aceasta, majoritatea paletelor pe care le am sunt de la The Body Shop, iar în paletele acestea puteți să puneți ce farduri vreți voi, adică eu dacă vreau pot să scot aceste farduri pentru că au sistemul la acesta și să pun alte farduri mono, dar pe aceasta am aranjat-o astfel. Dar mai am și palete din aceste mici, o am și pe aceasta într-o ediție limitată, tot de la The Body Shop, o am și pe aceasta în nuanțe de nude, iar aici mai am o paletă de iluminatoare de la Sleek, sunt iluminatoare niște culori mai interesante și mai pastelate, iar majoritatea de aici sunt cremă. Am și paleta mea pe care mi-am alcătuit-o eu cu fardurile noi magnetice din gama The One, doar aici am un fard de obraz, în rest celelalte sunt farduri mate pentru ploape, doar aceasta ultima nu este mată, este de fată și sunt super pigmentate. Dacă ați văzut unboxing-urile, știți deja despre ce vorbesc. Mai am aici în spate paleta aceasta de iluminatoare pe care o folosesc mai mereu. Paleta, kitul de fapt de conturare de la Too Faced. O paletă de blush-uri de la Makeup Revolution și ea îmi place foarte mult. O paletă destul de specială de la Kat Von D. Uitați și voi cum arată ambalajul ei și ce nuanțe sunt înăuntru. Am și paleta aceasta de la Inglot cu farduri mono pe care le-am ales eu de la ei și are închiderea aceasta magnetică. O paletă cu farduri de la Melchior, la fel eu am ales aceste nuanțe. Mai am tot aici în spate 3 palete de la Too Faced, dintr-o ediție de sărbătoare, veneau într-un fel de castel făcut așa din carton și aceste palete micuțe conțin farduri de ploape, dar au și farduri de
obraz sau bronzer, cam așa arată ele, nu le-am folosit cine știe ce. Iar ultima paletă pe care vă arăt din acest septar este aceasta de la Oriflame, se numește Pure, cred că a fost într-o ediție limitată sau ceva, eu am luat-o dintr-un flyer cu oferte. Vine cu farduri din acestea foarte neutre, cu 4 rujuri, dar și un fard de obraz și niște pensule destul de micuțe. Deci acesta a fost septarul cu palete, iar acum trecem la penultimul septar cu produsele pentru față, pentru sprâncene. Și haideți să vi le arăt pe rând. În primul coșuleț acesta cu bronzere am de la Oriflame, kitul de la The One. Am perlele cele pentru iluminare pe care le țin aici, că v-am zis că țin și bronzere și iluminatoare în acest coșuleț. Iar aici le am pe cele care pot fi folosite pe post de bronzer. Am și perlele Giordani compacte, care pentru mine sunt ideale, le iubesc și sper să le producă Oriflame din nou. Am și un bronzer de la Backup, ce este foarte, foarte intens și foarte frumos. Am și iluminatorul de la The Balm, un Mary Luminizer, un iluminator destul de cunoscut. Unul de la Sephora, care și el arată super bine. Iar aici am două dintre bronzerele mele preferate, cele de la Benefit, cel Hoola, cel original, și cel Hoola Lit, care este mai deschis. Uitați cât am folosit eu din acesta, pentru că mi se potrivește mult mai bine. Iar ultimul produs din acest coșuleț este acest iluminator superb de la MAC, care a fost într-o ediție de sărbători de iarnă și are fulgul acesta imprimat. Iar aici, după cum am spus, avem septarul cu farduri de obraz, perlele din nou de la Giordani, cele normale, cele compacte pe care vi le-am mai arătat, le folosesc, v-am zis, obsesiv, chiar îmi plac super mult pentru că sunt pigmentate și rezistă. Am un blush de la Make Up For Ever, un blush mat de la Too Faced, sub formă de inimioare, e foarte drăguț. Îl am pe acesta de la Benefit, Coralista, mai am și blushul acesta de la MAC, care este un blush mat, unul de la Milani, este un blush din acela Baked, două blushuri pulbere de la The One, de la Oriflame, un blush din acesta mic de la Colorbox, dar care credeți-mă că este foarte pigmentat. Mai am blushurile mele HD de la NYX, pe care încă nu am reușit să le fac decât praf. Trebuie să-mi cumpăr o soluție astfel încât să le fac din nou compacte și să pot să le folosesc. L-am și pe acesta de la The One, trebuie să-mi cumpăr o paletă magnetică în care să-l pun. Iar aici mai am un blush de la Sephora, este în două nuanțe, pe care chiar nu-l folosesc și nu știu de ce l-am păstrat totuși. Iar aici produsele pentru sprâncene. Am kitul meu preferat de la The One, un gel de fixare preferat de la Essence, multe produse de sprâncene de la Benefit, îmi plac foarte mult, chiar mi se par cei de la Benefit că sunt experți în produsele de sprâncene. Iar ca geluri colorate pentru sprâncene, cu care reușesc rapid să-mi umplu sprâncenele, că nu le vreau foarte definite, sunt acestea, ba de la The One, ba de la Giordani, și mai am câteva creioane de la Oriflame, de la The Body Shop, cu care îmi mai conturez eu sprâncenele. Mai am câteva produse cremă, câteva iluminatoare, de exemplu acesta de la The One, acesta de la Make Up For Ever, picăturile acestea cu CDF de la The Body Shop, iar ca blush-uri îl am pe acesta de la Benefit, Go Go Tint, care este super pigmentat, acesta stick de la Oriflame, care este foarte, foarte frumos, și alte perle de la Giordani Gold, pe care le poți folosi pe post de blush. Iar aici în spate mai am paletele mele de la Sleek, care s-au împuținat, pentru că nu le-am mai folosit în ultima perioadă pe multe dintre ele, așa că pe unele deja le-am vândut de ceva timp, pe altele le-am oferit pur și simplu cadou și eu am rămas doar cu 4. Am ales să rămân cu acestea pentru că sunt destul de folosite și îmi sunt dragi, pur și simplu nu mă pot despărți de ele. Mai am și pe aceasta și aceasta mai colorată. Iar aici în spate am două palete pe care nu-mi vine să le arunc pentru că, nu știu, sunt niște palete de suflet pentru mine. O am pe aceasta de la Oriflame, pe care ați văzut-o și în videoclipul trecut, cu produsele de make-up, dar aici în spate am și paleta mea. Cred că prima mea paletă cu farduri din acestea multe și colorate pe care am cumpărat-o, pe care din păcate acum nu o mai folosesc, dar v-am zis, o țin aici ca amintire. Iar în ultimul septar, bineînțeles că se află produsele pentru buze și am o groază aici, din păcate nu pot să stau să vi le arăt pe fiecare în parte pentru că ar dura extrem de mult acest videoclip, dar am multe rujuri de la The One, unele care încă mai sunt în catalog, altele care au fost în ediții limitate. Am
și pe cele de la The One subțiri și mate care îmi plac, altele de la The One care sunt relativ noi apărute, de la NYX câteva glossuri, rujurile High Voltage, tot de la ei, balsamuri de buze de la Lano Lips care sunt foarte bune, o bază de buze de la The One, rujuri lichide și metalice de la Sleek pe care din păcate nu prea le folosesc pentru că v-am zis că eu prefer mai degrabă rujurile mate, rujuri mate din gama The One, cele tip mousse, dar acestea sunt în nuanțe mai vibrante și nu le folosesc chiar mai tot timpul, dar mai am și câteva rujulețe de la alte firme, gen Make Up Revolution, Sephora și așa mai departe, iar acolo în spate am câteva nuanțe de mauve, portocaliu, niște nuanțe mai aprinse pe care nu prea le folosesc, iar în spate am alte balsamuri de buze, am Tender Care-ul de la Oriflame cu rodie, unul de la The Body Shop cu pepene, unul de la Herborian care îmi place mult și mai am și în acest suport din plastic altele. Am un luciu de buze din gama Colorbox, dar și alte balsamuri de buze din gama Love Nature în aromele acelea fructate. Deci acestea au fost și produsele de buze pe care le am eu în ultimul sertar. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-mi arătați aprecierea voastră apăsând pe butonul de like și de asemenea mi-ar plăcea tare mult dacă mi-ați pune în comentarii sugestiile voastre de videoclipuri pe care ați vrea să le mai vedeți la mine pe canal. Astfel pot să fac o selecție și eu din secțiunea de comentarii și să scot de acolo cele mai bune idei ale voastre și să le pun în practică treptat, așa că aștept să-mi lăsați sugestiile voastre mai jos. Iar dacă până acum nu sunteți abonați la canalul meu, vă invit să apăsați acum pe butonul de subscribe, dar și să activați clopoțelul pentru a ști de fiecare dată când încarc un nou videoclip și pentru a nu rata niciunul. Și nu uitați că pe mine puteți să mă găsiți și pe Instagram, dar și pe Facebook dacă doriți să interacționăm mai mult, pentru că acolo postez zilnic, iar rețelele mele de socializare, ca de obicei, le veți găsi în descrierea videoclipului. Și asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc din suflet, mai ales dacă ați vizionat videoclipul cap-coadă. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare! Pa, pa!